Mă cunosc cu domnul Golban de câțiva ani și a venit o oportunitate unde putem să creștem fotbal feminin. Și acum sper să pot să ajut să crească fotbalul feminin. Dar oricum, aici e deja un început bun. Totul începe la președintele federației. El a pus un mare accent pe dezvoltarea fotbalului feminin și cred că în felul ăsta avem cel puțin o structură, o bază. Și acum încercăm să dezvoltăm mai departe, să progresăm în Europa și poate chiar și mai departe. Pe 13 martie, acum, când facem al doilea cantonament, o să facem un seminar pentru antrenorii de fotbal feminin din Moldova. Și nu numai atât. O să încercăm să intrăm prin regiunile, toate patru regiuni, să lucrăm cu echipele regionale, să lucrăm cu antrenorii și sperăm în felul ăsta să ne apropiem mai mult de toată lumea, de toată lumea implicată în fotbal feminin. Ca publicul din Moldova să fac cunoștință cu dumneavoastră, vă rog să ne spuneți unde ați lucrat în Statele Unite, la ce echipe, să vă amintiți puțin din lucrul dumneavoastră, din biografia dumneavoastră. În momentul sunt antrenor în prima divizie în SUA, clubul se cheamă UTRGV, este o echipă profesionistă sponsorizată de universitate. În trecut am fost antrenor echipelor naționale a Grenadei, Insula Virgine și St. Vincent și Grenadines, țări mici din CONCACAF. Plus am lucrat de peste 14 ani în fotbal feminin, tot în divizia 1 și divizia 2 în SUA. Cum ați făcut cunoștință cu fotbalul moldovenesc? Tot prin domnul Golban. Am avut contacte câțiva ani și acum, să zicem, 7-8 luni, cred că era, am venit să participăm la turneul sub 13, la selecționarea regională. Și acolo a fost primul nostru contact, am făcut un seminar pentru antrenori și acolo totul cam a mers mai departe și acum cu sub 15. Câteva zile ați avut posibilitatea să antrenați aceste fete sub 15 ani. Primele impresii, care sunt? Munca, se muncește, toate vreau să învețe. Niciodată n-am avut probleme cu motivație sau cu efort. Și asta e un început bun. Acum sunt multe chestii de lucrat tehnotactic, dar în același timp, dacă există voință și există muncă, putem să mergem mai departe. Cum sunt condițiile de muncă? Cum ați găsit centrul de pregătire al selecționatelor la Vadlui Vodă? Se ridică la condițiile din Statele Unite sau sunt mai proaste? Nu numai că se ridică, sunt la un standard extrem de înalt. Nu putem să ne plângem de condiții de pregătire, terenuri, echipament, lucrurile astea. Cum am zis, avem o bază, o structură. De acum înainte ne trebuie succes. Au un potențial fetele noastre? Pot să crească? Da, cum să nu? Există, cum am zis, multă muncă și voință pentru succes. Dorință pentru succes, vreau să zic. Așa că asta e un start. Pe urmă trebuie să implice toată lumea la dezvoltare, nu numai federația, trebuie să vină la cluburi, la antrenori de cluburi, trebuie să fie toată comunitatea fotbalistică trebuie să ajute. Și numai așa o să creștem. Sunteți primul antrenor american, să zic așa, la cârma unei naționale de fotbal feminin a Republicii Moldova. Cât de greu sau cât de ușor a fost să vă înțelegeți, să bateți palma cu președintele federației? Acum, cu președintele federației, cred că m-am înțeles foarte bine, are o viziune pentru viitorul fotbalului moldovenesc și viziunea asta este ce este cel mai important. Trebuie să, cum am zis, trebuie să există o structură deja, o viziune pentru viitor. Președintele federației deja a făcut treaba asta, noi suntem numai o parte din proces. Pentru echipa Under 15 urmează un turneu în Singapore. Cum pregătiți această echipă? Care sunt etapele de pregătire, obiectivul la acest turneu? Obiectivul este performanță. Nu putem să controlăm dacă câștigăm sau dacă pierdem, dar putem să controlăm performanța, cum jucăm. Și pe asta ne concentrăm, toate fazele de joc, faza de apărare, faza de atac când câștigăm balonul. Asta e faza că l-am lucrat în cantonamentul ăsta, echipa îi trebuie mai multă organizare și când revin în martie, pe asta ne concentrăm. În viitor apropiat veți pune accent pe dezvoltarea și creșterea profesională a fetelor Under 13, Under 14 în perspectiva formării unei selecționate competitive Under 15 în timpul apropiat?
Da, ce aș vrea să facem este să facem o tabără de vară la început, să putem să aducem cât mai multe fete de la sub 13, sub 12, ca să putem să creștem selecția. Până la urmă, numărul de jucătoare care joacă fotbal feminin, dacă ne uităm de la senioare până la sub 13, nu e foarte, foarte mare. Dar există potențial. Și noi, ca federație și ca antrenori, trebuie să creăm oportunități pentru ele să vină la fotbal, să vadă ce viitor există acolo și încet, încet, cred că o să avem un număr mai mare de jucătoare. Dar totul o să înceapă cu un summer camp din asta, cu tabără de vară, și sperăm să facem mai multe activități în asta pe lungul anului. Să înțeleg că veți aduce multe inovații care sunt des întâlnite în Statele Unite ale Americii, cum sunt aceste tabere, pentru că orice inovație în fotbal moldovenesc este doar spre beneficiul nostru. Da, normal, noi vrem ca fotbalul feminin să crească, fotbalul în general să crească. Oricând aduci un antrenor străin, o să aducă ceva diferit. Nu zic că e mai bun sau mai rău, dar e diferit. Și, pe urmă, noi trebuie să luăm cei mai buni și să mergem înainte. Un lucru depinde ar fi să înregistrăm antrenamentele. Cred că e pentru sub 15 copii. Dezvoltarea e foarte importantă și să vadă cum lucrează, cum se lucrează la antrenamente și ce greșesc, ce fac bine. Ar fi un mare beneficiu dacă putem să înregistrăm antrenamentele, că putem să le arătăm. Pe urmă vrem să aducem și diverse metode care poate să ne ajute la eliminarea febra musculară, plus teste fizice și teste tehnice care putem să vedem cum progresează jucătoarele.